mulțime pe rând și pe unul de lângă tine l-au trântit de pământ. Să-i rupă capul și ca să nu-i vadă publicul, ți-l bag în dubă ca pe Scooby-Doo. S-audă multitudine de bușituri și nu știi cum să scap, că urmează să te urci și tu. Te uiți în jur, parcă pe sfârșitul lumii. Știi că unii văd la TV și sparg semințe, dar între timp se sparg vitrine și capete de victime. Din ambele tabere de la pietre de 5 kg, dar oamenii continuă să vină cu miile, să intre în istorie fără milă, să scrie noi file, să schimbe destine ostile. Vezi bine, singurul mod a ne ține jos e să ne despine. Ești în stradă, orașul e în flăcări, lasă să ardă acum. O să fie fierbinte, dar nu-l stinge, fără foc n-o să iasă fum. Ești în stradă, orașul e în flăcări, lasă să ardă acum. Mai mișto, dar dacă aș avea cașcaval, mi-aș lua și eu sau un calașnicov pentru cine mă deranjează. Bagi manele pe mobil, dă-mi să-ți arăt o fază. Fii atent, apasă butonul de minim de la volum, că eu nu sunt SRI să-ți ascult ție telefonul. Așa că în loc să arunci cu banii, cum îți cântă melodia, tu te și ia-ți imedia, că să-ți cânte numai ție. Acum mai liniște și pace, dar doar timp de o stație. Simte-l pe ăsta cu miroasa transpirație și se îndreaptă în coa. Trebuie să fac ceva, că vrea să se așeze lângă. Frate, nu te supăra, știu că par puștan și tu ai 40 de ani. Nu vreau să-ți fiu un amic, dar mai fost și tu un dușman. Și-l împing să-l convinc să continue spre partea întunecată, mai în spate unde nu e nimeni. Deschid geamul ca să pot să respir, pe ceapă ciungla, sper să n-ajung la știri. Că scenarii violente care pot să se formeze, vă că până și pe pasnici scrie Scorsese, fii atent. Se înghesuie să intre, se înghesuie să iasă, în lungul drum spre casă. Chiar își vrea să încerce cineva să mă oprească, în lungul drum spre casă. Există treaba ta, noi ne vedem de treaba noastră, în lungul drum spre casă. Și dacă nu mai e loc, iau la pas, cui pasă, în lungul drum spre casă. În lungul drum spre casă. În lungul drum spre casă. Departe de vreun om pe un ecran de TV, te trebuie cu soții reale în acest cadru SF. Lucrări curente la curent, apă, terasament. Orașul e permanent ca după bombardament. Nord de praf, fața de la o aspectul bonav. Iar firele de telegraf atârnă cam grav. De fapt, când zic telegrafe cu ghilimele, sunt mii de rețele, zici că pică stâlpii cu ele. Umor man de probleme, permanent stratageme. Același scene, e normal să te atași că n-ai stratageme. Că sistemul e uns, de-aia n-ai uns să le reclamezi jenant. Ca un vers într-o reclamă la Telemann. Hai că m-am luat cu vorba, e momentul s-o tai. Ok, încerc să nu suni tramvai, dar e cum ai căuta în carul cu foi, un pui sau un pai. Depinde cum o pui sau o dai, o adevărată corvoadă, chiar și să treci strada. Doar să fii de bani, gata să eviți de bandana. Dar nu trebuie să faci spume, că orice s-ar spune, între atâtea putre de sân și părți bune. Doar cu un bilet RATB poți să faci saună și ai și gratis la zoo de atâta faună. 300 în picioare, 34 pe scaune, soto nu mor de foame ca inspector de daune. Și atunci rămâne doar să faci astăzi asta asta, că dacă râzi poate reușești să nu o erazna. Și așa te stăm pe cap că trăiești la vida loca, când de fapt tu nu știi cine ești. Trăița mă tantice să te îmulează.